E foarte greu, aproape imposibil să realizez o prezentare a unei personalități atât de complexe. Dânsul face așa cu lejeritate, parcă conexiuni și legături între neuroștiințe, filozofie, parenting, dogmă, trece foarte ușor, așa am putea zice, aproape diafan, de la scrierile filocalice, de la scrierile Sfinților Părinți, către tot felul de teorii, care mai de care mai actuale și mai interesante, de la fizică cuantică până la mistică, are o putere de a capta atenția și interesul cu pricepere și naturalețe de un excelent comunicator. Aș vrea doar să spun că Părintele Profesor Sorin Mihalac este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași, din orașul Marilor Iubiri. Este licențiat în matematică și teologie. A absolvit cursuri de master în psihologie, în filozofie, în teologie, în fizică teoretică și medicină psihosomatică. De asemenea, anul acesta, dacă nu mă înșel, dânsul a terminat, a finalizat o teză de doctorat în medicină, în cadrul Universității Carol Davila din București, o teză ce vizează neurobiologia bunătății. Ar fi foarte multe lucruri de spus. Părintele este și cel care moderează o emisiune la Trinitas TV, Lumina ce ne-a văzut. Este de asemenea de 25 de ani formator acreditat, desfășurând tot felul de ateliere experiențiale de cultivare a atenției și a voinței și despre formarea părinților. În această seară, Sfinția sa va susține o conferință, se zice noi inedită, intitulată sugestiv, Să cad pe gânduri sau să le strunesc. Despre meditația creștină, mindfulness și alte câteva practici mentale curente într-o evaluare neuroștiințifică și filocalică. Părinte, profesor, bine ați venit în cetatea Marii Uniri și vă vom asculta cu multă atenție și cu mare drag. Da, sunt onorat de prezența dumneavoastră, de căldura părinților. M-au înconjurat de dimineață la Sfânta Liturghie cu toată atenția. Mă simt privilegiat de atâta atenție și de prietenia multora dintre dumneavoastră. Am stat la masă astăzi cu două familii și cu un alt părinte pe care l-am cunoscut prin intermediul activităților online și m-am simțit ca acasă. Și aici, la fel, în mijlocul acestei întruniri, atmosfera este foarte caldă și vă mulțumesc și pentru această prezentare, cam generoasă, un pic exagerată, dar asta ca expresia dragostei dumneavoastră pentru mine. Da, tema este provocatoare și intrăm direct în ea, pentru că ar fi bine să avem și o a doua parte de interacțiune între noi. Ar fi despre gânduri și despre aceste practici mentale care sunt prezente astăzi în societatea noastră. Și sunt patru puncte în rezumatul acestei întâlniri. Mi le-am scris, le-am revăzut și cu ele aș vrea să vin în fața dumneavoastră, provocându-vă să discutăm în partea a doua despre asta. Primul lucru din cele patru. Gândurile noastre reprezintă o realitate asupra căreia noi nu prea reflectăm. Ele devin importante atunci când încep să ne saboteze sau să aibă o prezență intruzivă. Dacă aceste conținuturi sunt împovărătoare, atunci mulți dintre noi mergem la duhovnic sau alte persoane apelează la psihoterapeut, iar dacă activitatea minții este cu adevărat haotică și nu poate fi oprită cu ușurință și avem gânduri străine, ciudate,
periculoase, atunci chiar mergem la psihiatru să vedem ce ar fi de făcut. Dar cu excepția acestor situații limită, puțin dintre noi, în mod obișnuit, dau atenție gândurilor. Asta nu e foarte bine, pentru că toate marile spiritualități au dat atenție gândirii. Nu vorbim doar de Sfinții Părinți, care în mod cu totul excepțional au fost atenți la minte și la ce facem cu ea, ci peste tot în marile spiritualități se vorbește foarte mult despre minte. Ce face mintea? Ce gânduri are mintea în metabolismul ei, în mișcarea ei? Și ca să creștem greutatea acestei realități numită minte, mai putem adăuga faptul că astăzi științele performanței vorbesc iarăși despre minte. Adică, pentru aceia care sunt antrenori de performanță în sport, în arta interpretativă, cum ar fi instrumentul muzical, pentru a pregăti mari artiști care să cânte pe marile scene ale lumii, nu este de ajuns doar 15-20 de mii de ore de practică de-a lungul a 10-15 ani. Sunt mulți care au această experiență a pregătirii îndelungate. Numai puțini reușesc să performeze cu adevărat și spun acești antrenori de performanță, deci ceva care aparent n-ar avea nicio legătură cu specificul vieții spirituale de orice fel ar fi ea, acești antrenori spun că mintea este un criteriu după care se poate vedea dacă cineva are sau nu are stofă de performer. Și expertiza de top în materie de medicină, de chirurgie, de exemplu, sau în privința celor care, fiind experți în intervenții, în activitățile pompierilor sau în trupele speciale, mintea este un criteriu după care cineva ajunge să fie lider în echipă, să fie un performer de excepție sau să fie un performer foarte bun, dar nu excepțional. Și academiile de sport funcționează și la noi câteva, în diverse sporturi, fac de multe ori selecție în rândul tinerilor după modul în care și-au cultivat mintea până la 12-13 ani, felul în care ei reușesc să își construiască înăuntru lor o activitate a minții care să le fie favorabilă. În general, nu reușesc să fie admiși în academiile de sport, nu reușesc să atingă performanța persoanele care au o minte care lucrează fără control. O minte care lucrează în paralel cu ceea ce urmărim noi să facem la vedere, acțiuni planificate. Și aici se vede că activitatea minții este foarte strâns legată de reușita noastră, dar de reușita de top, de reușita de profunzime, de reușita care se cuprinde întreaga noastră viață sau întreaga noastră realizare. Acum, dacă ar fi să particularizăm imediat, pentru că aici noi suntem oameni în căutarea vieții spirituale, în căutarea unui trai îmbunătățit din punct de vedere duhovnicesc, în cazul nostru, o activitate a minții care să fie pusă pe făgașul ei, pentru care a fost dăruită de Dumnezeu, ne-ar ajuta să fim mămici mai bune, tătici mai buni, copii mai buni, elevi mai buni, bunici mai buni, profesioniști mai buni. Pentru că ne-am luat mintea noastră ca un fel de însoțitor care ne îmbunătățește tot ceea ce facem peste zi. Noi asta nu facem în mod obișnuit. Când o persoană are o activitate curentă și o poate gestiona
o cunoaște bine, o stăpânește, pentru că de multă vreme face lucrul respectiv, nu are nevoie de un control mental. Dar dacă îi dai acelei persoane să facă de 4 ori mai repede sau de 4 ori mai mult în aceeași unitate de timp, ea are nevoie brusc de un control mental foarte bun, pentru că este scoasă din zona de confort și se cere mai mult ca de obicei. De aceea, sportivii de performanță au nevoie de minte. Pentru că în competițiile sportive ține totul de câteva minute. Și dacă nu reușești să fii montat 100%, pierzi. De asta e important de controlul mental ca medic, chirurg. Pentru că pacientul pe masa de operație îți oferă o fereastră de câteva minute să intervii. Și dacă nu ești atunci prezent, cu toată experiența ta, și nu ai un control mental foarte bun, l-ai pierdut definitiv. Aici se vede cum anume, în momente speciale, noi avem nevoie de minte. Avem nevoie de toată prezența noastră și de minte, în cazul acesta. Câtă vreme trăim fără aceste cerințe stringente, multiple, nu avem nevoie de minte, în mod special. Noi ne-am folosit de ea și ne folosim în fiecare zi. Dar nu la modul plenar. Ori aici, viața spirituală ne spune că ar trebui să sfințim și această forță sau putere interioară. Să nu lăsăm mintea neîngrijită. Așa cum ne îngrijim trupul, așa cum ne îngrijim sufletul și mergem să ne spovedim și ne împărtășim gândurile noastre rele Părintelui Duhovnic, așa ar trebui să ne îngrijim și de minte, în sensul de a fi atenți la ce gândește ea. Pentru că asta mă reprezintă într-un anumit fel. Deci aceasta ar fi primul punct. Activitatea minții noastre nu este îndeobște conștientizată. Și cercetările din neuroștiințe, astăzi s-au făcut foarte multe progrese în medicină, pentru că medicina a reușit să pună la dispoziția cercetătorilor niște dispozitive medicale de imagistică care reușesc să ofere condițiile unei investigații, cum se numește tehnic, non-invazive. Greu le-a fost oamenilor de știință să pătrundă în creierul oamenilor, subiecților și să vadă cum gândesc și ce se petrece în mintea lor. Și dacă îi întreb subiecții despre lucruri, subiecții nu-ți răspund totdeauna sincer. Dacă dintre dumneavoastră sunt psihologi, știți deja că de fiecare dată când un subiect se autoevaluează, există o eroare implicită acestei evaluări, că nu știm niciodată dacă el răspunde la întrebare spunând cu adevărat ce este sau mai degrabă spune ceea ce ar vrea să fie. Și această eroare implicită, care este de fiecare dată prezentă în autoevaluare, a făcut ca această investigație psihologică a adâncurilor persoanei să nu fie de acuratețe. Când medicina a reușit să, începând cu anii 20 ai secolului trecut, cu electroencefalograma și după aceea cu acele dispozitive pe care și noi astăzi le avem la dispoziție, computer tomograf, RMN, RMN funcțional și celelalte, am reușit să intrăm în mintea, activitatea vizibilă a minții, este de fapt activitatea creierului, în timp real, fără ca cineva să fie în pericol, să trebuiască să operăm incizii și să plasăm electrozi și așa mai departe. Această posibilitate de investigație a oferit o lumină nouă asupra interiorității noastre și această investigație scoate la iveală cât este de importantă mintea. Și ceea ce urmează să vorbim este mult ajutat de aceste rezultate, care nu reprezintă o psihologie subiectivă, ci reprezintă date de laborator. Ca să mai spunem un lucru, apropo de această constatare că noi nu conștientizăm mintea și nu o supraveghem foarte strict sau în mod obișnuit, cercetările ne spun că un om este cu adevărat conștient
de ceea ce face și de ceea ce este și de ceea ce spune cam 10% din timpul de vigilență peste zi. 10% din timp suntem cu adevărat conștienți. În rest, suntem conștienți, dar nu cu toate motoarele pornite. Asta fac părinții duhovnicești, care rugându-se mereu, întind tot mai mult acest interval de conștientizare peste toată durata zilei. Dar noi, în mod obișnuit, fără un exercițiu, fără această obișnuință de a ne supraveghea pe noi, noi nu reușim să fim prezenți cu adevărat, cu tot ceea ce suntem, cu întreaga experiență, înșurubați în rolurile noastre, decât 10% din timpul de vigilență. Asta înseamnă că în restul timpului noi pierdem. Pierdem cu adevărat receptarea aceasta integrală a experienței, dar pierdem și șansa de a ne antrena să fim prezenți 100%. Și de aceea se face o diferență între a fi conștient și a conștientiza. Conștientiza înseamnă a fi cu totul prezent într-o realitate. Noi știm asta deja. Mergem, de exemplu, la Sfânta Liturghie. Nu suntem 100% prezenți la Sfânta Liturghie de la început până la sfârșit. Nu? Sunt momente în care citim saltirea sau citim rugăciuni pe care le cunoaștem foarte bine și brusc descoperim un înțeles foarte frumos într-un anumit psalm sau într-un anumit de rugăciune pe care am mai citit-o de multe ori, dar niciodată nu m-am gândit că ar fi așa. Și asta arată că sunt ferestre de conștientizare și că, în rest, suntem pe un fel de pilot automat. Și ce ne spun cercetările, și cu asta încheiem punctul 1, este că dacă trăim într-un mediu perfect cunoscut, noi aterizăm tot mai mult în pilotul automat. Dacă facem de fiecare dată aceleași lucruri, noi aterizăm în pilotul automat. Și să știți că această constatare este prezentă la autorii patristici. Nu a spus Sfântul Antonie cel Mare că în fața tuturor păcatelor merg trei mari uriași? Care era primul? Era neștiința. Păcătuim cel mai mult pentru că nu știm. După aceea, când învățăm și știm, apare al doilea uriaș care ne împiedică. Uitarea. Și de aici importanța enormă a notițelor, a semnelor, a citatelor pe care se mi le pun pe ușă, pe calculator, pe telefon, să-mi amintesc de lucruri care ieri m-au electrocutat și astăzi nu mă mai electrocutează. Ca să mă îmboldesc pe mine să fiu mai autentic în experiența aceasta. De exemplu, să-mi amintesc că greșesc ca să nu mai greșesc. Este logica Psalmului 50. Păcatul meu înaintea mea este pururea. Dacă păcatul meu ar fi înaintea mea pururea, eu n-aș mai greși. Nu de dragul lui Dumnezeu neapărat, ci de rușinea sau de frica că nu o să meargă ulciorul la apă de prea multe ori. Dar noi nu reușim să ținem păcatul înaintea noastră pururea și aceasta este o altă dovadă a faptului că noi nu conștientizăm mergând prin viață lucrurile care sunt esențiale și care fac parte din profilul nostru, din portretul nostru. Deci, cam 10% suntem conștienți de existența noastră și necesitatea este de a împinge această conștientizare tot mai departe. De aceea, Antonie cel Mare a identificat un al treilea uriaș care stă în fața păcatelor și pregătește toate păcatele. Pentru cineva care nu știe, citește și învață și primește cuvânt de la duhovnic și va înfăptui lucruri, bun, începe să uite, luptă cu uitarea și își notează și repetă și se roagă și face totul mai des și mai des ca să nu uite. Următorul uriaș este nesimțirea, care e rutina, de fapt. Nesimțirea duhovnicească înseamnă să facem lucruri fără să trăim fiorul acela.
al rugăciunii, al faptului. Eu am această experiență și părinții, sigur, o cunosc, acelea care, la catedră fiind, trebuie să vorbesc despre evenimente care au cutremurat universul acesta. Vorbind despre întrupare, de exemplu. Cel mai mare scandal din istoria umanității, în ordine logică. Adevărul de credință este cel mai incredibil adevăr care ne se pune în față să fie crezut. Credința creștină este nebunie, în termenii cei mai rezonabili. De aceea, uitându-ne la adevărul de credință și la ceea ce spunem noi ca fiind adevărat, credința este un miracol, nu necredința. Având în vedere ce credem noi, este un miracol că noi putem crede așa ceva, pentru că este o nebunie să crezi așa ceva. Un adevăr mai optimist, mai luminos, mai categoric, mai îndrăzneț, nu s-a spus niciodată în istorie. Cum să fie ușor să crezi? E un mare ajutor al lui Dumnezeu că noi reușim să credem și să ajungem la o convingere atât de puternică, pentru că cineva care se călăuzește de rațiune în această lume și ne privește din afară, spune că suntem altă specie, crezând necrezutul, incredibilul. Nu? Dacă ar fi să trăim la această intensitate, altfel ar fi și prezența la liturghie și felul în care ne rugăm și toate celelalte, numai că ele nu se întâmplă așa, tocmai pentru că noi intrăm într-un pilot automat. Cine ne dă măsura splendorilor ortodoxiei cel mai bine? Oamenii recent convertiți, care stau stană de piatră în experiența liturghiei, citesc și recitesc și sunt uimiți. Încerc să-i captez atenția și să-l chem în prezent și el este răpit cu totul. Și el spune despre splendorile ortodoxiei și noi dăm din cap și suntem convinși că e așa, dar noi nu venim cu aceeași emoție și cu aceeași trăire lăuntrică. Asta înseamnă că noi ne-am obișnuit. Asta este rutina de care vorbim. Și ea se întâmplă la toate capitolele vieții noastre și nu e bine că avem rutină. Rutina are și o parte bună. E bine să-ți intre în rutină, să te rogi. E bine să-ți intre în rutină, să postești. Dar nu e bine să-ți intre în rutină splendoarea, spectacolul, adâncimea de jertfă, de bunătate a lui Dumnezeu și a oamenilor. Asta nu e în regulă să ne intre în rutină. Să ne obișnuim cu neobișnuitul. Și tipul acesta de nesimțire este prezent peste tot, în toate experiențele. Și trebuie să ne luptăm cu ele. Eu nu vorbesc din poziția acelui care am fost în asta și am depășit asta. Nu. Trebuie să ne luptăm cu asta. Și mămicile trebuie să se lupte cu asta. Și tăticii trebuie să se lupte cu asta. Mămicile care plâng când li se naște un copil și peste 4-5 ani sunt scoase din sărite de acel copil. Sau tatăl care iubește copiii și ajunge să se enerveze ulterior pe copii, uitând că a plâns când s-au născut. Rutina face asta din noi. Și din cauza aceasta e important să supraveghem felul în care noi gândim. Punctul 2. Să spunem totuși ceva concret. Ce face mintea de așa de important? Două lucruri ar putea să fie rezumate ca să dea greutate minții noastre. Mintea este locul în care înmagazinăm toată experiența noastră reprezentativă despre viață. Noi suntem cu precădere mintea noastră. Și ce am depozitat în ea acolo? Și este cutremurător asta. Pentru că dacă în mintea mea sunt gânduri murdare, asta am înțeles și asta am reținut eu din lumea aceasta. Dacă sunt gânduri pofticioase cu referire la avere sau la diverse alte lucruri care îmi fac cu ochii, înseamnă că eu asta rețin din lumea aceasta. Înseamnă că eu trec prin viață și încarc în mine ca într-un sac
tot felul de lucruri care mă împovărează peste tot pe unde merg. Și singur îmi măresc sarcina aceasta, car pietre în spate, care nu folosesc la nimic, din potrivă, îmi strică sănătatea. Și ca să-mi dau seama ce gândesc și ce trăiesc, este de ajuns să-mi văd dispozițiile interioare, din când în când să mă surprind pe mine, având în fața ochilor lucruri care n-ar trebui să fie, nu? Și așa îmi dau seama, de fapt, eu ce colectez din această experiență. Astăzi avem o povară în plus în raport cu acest lucru. Mintea este locul în care depozitez cele mai reprezentative experiențe de viață. Care este problema? Există o cultură a imaginii care vrea să invadeze și ea mintea noastră. În afară de ce avem ca realitate în jurul nostru, mintea mai are un input foarte puternic. Televiziunea, internetul, rețelele de socializare, care vin și populează mintea în plus față de ceea ce eu colectez din realitate. Dar de ce în plus? Păi acolo altcineva selectează conținuturile, nu eu. Eu mă trezesc cu ele selectate. În realitatea de toate zilele, eu le selectez. S-ar putea să le selectez greșit. Asta e o problemă, da? Și ar trebui să lucrăm asupra ei. Dar ce mă fac dacă eu îmi încredințez ochii unui ecran și acolo altcineva selectează? Și eu iau acele pietre și mi le pun în sac. Și le iau pentru mine, deși persoana care a selectat acele imagini n-are nicio legătură cu mine și nu știe ce am eu de făcut. Ea nu știe că eu am 4 copii și trebuie să mă pregătesc să-i iubesc cu adevărat. Ea mă încarcă cu imagini despre mașini, despre parașutiști, despre vulcani. Mie asta nu folosește. Eu și așa sunt împrăștiat, pentru că mintea mea selectează tot felul de lucruri de care n-am nevoie în rolul pe care eu îl am. De creștin, de soț, de tată, de fiu, de frate, de prieten. Eu am nevoie de niște lucruri și din păcate, eu nu selectez din realitate aceste lucruri care îmi trebuiesc. Deja am o problemă. Dar acum stau cu ochii în rețelele de socializare, mă uit la un serial care are vreo 20 de episoade, acolo există o comunitate întreagă de regizori și de actori care produc un conținut care nu are nicio legătură cu rolurile mele. Și eu îl încarc în mintea mea, că doar asta înseamnă să mă uit, ca după aceea să-l car după mine, că mintea noastră este locul în care noi depozităm aceste realități. Niciodată nu s-a vărsat mai mult, mai multă informație în mintea omului ca astăzi. Asta spun specialiștii în teoriile informației. Suntem undeva în zona 35-40 de gigabytes pe zi de informații. Este aproape limita superioară de procesare și oricum e depășită procesarea, pentru că există și un prag inconștient în care noi procesăm informații fără să ne dăm seama și depozităm informații fără să ne dăm seama că le-am primit. Piotr Winkelmann este un cercetător canadian care a evidențiat faptul că noi nu reușim să vedem imaginile care stau în fața ochilor noștri sub 200 de milisecunde. Între 20 de milisecunde și 200 de milisecunde, noi nu reușim să vedem aceste imagini. Ele sunt în fața ecranului, dar noi nu le vedem. Dar de procesat le procesăm. Adică le reținem. Le punem în bagaj. Dar nu le vedem cu ochiul liber. Asta arată că noi construim, de fapt, o lume interioară pe baza a ceea ce ne dau alții, fără să ne punem problema că nu selectăm noi. Și cel cu care m-am întâlnit, prin intermediul rețelelor de socializare, nu mă cunoaște și nu știe viața și nu știe de ce am nevoie. O, ce bine ar fi să știe de ce am nevoie. Să știe că eu am greșit și când deschid telefonul să-mi apară acolo Psalmul 50, ca să rămânem tot aici. Nu? Și să mă ajute. Să-mi dau seama că am greșit sau să cer copiii
și telefonul meu, dacă tot este inteligența artificială, când am deschis, să-mi dea niște citate despre blândețe. Și să spună că, de fapt, îmbrățișarea și dragostea face educația, ca eu imediat să-mi dau seama că sunt în offside și să mă duc să-mi îmbrățișez copiii. Așa ar funcționa bine. Dar e, de fapt, opusul. Pentru că cel care îmi dă conținutul nu se gândește la așa ceva. Și atunci noi ne împiedicăm de două ori, de fapt. Odată ne împiedicăm că nu reușim să selectăm din lume ceea ce folosește. Și a doua oară mă împiedic pentru că mă expun unor fluxuri de informații unde cel care selectează sau care produce are cu totul alte intenții decât rolurile mele. Atenție, sunt oameni în zilele noastre, apropo de ce vorbim aici, care petrec între 10 și 14 ore pe zi în fața unui ecran, unde se varsă conținuturi selectate de alții cu alte intenții decât rolurile noastre. Ce se întâmplă, de fapt, la sfârșitul acestor experiențe? Noi ne extragem din roluri. Noi suntem semi-tată, semi-soț, semi-soră, semi-copil, semi-creștin, semi-profesionist. Ce pierdem, de fapt? Pierdem că ne-am născut cu o musculatură, ne-am născut cu o osatură, ne-am născut cu niște capabilități, trăim, nu le dezvoltăm și murim la jumătatea potențialului nostru. Uitându-ne la alții care sunt foarte talentați și care s-au dezvoltat foarte mult. Uitându-ne la alții care se roagă extraordinar și spunând despre noi, eu nu am acest dar, eu nu m-am născut cu acest dar. Unii postesc foarte mult, eu spun, eu nu m-am născut cu acest dar. Unii citesc foarte mult, învață limbi străine, învață greacă veche, eu spun, eu nu m-am născut cu acest dar. Eu nu m-am născut, dar eu trăiesc la jumătatea potențialului pentru că prelucrez 35-40 de gigabytes pe zi de informații, din care cea mai mare parte nu este selectată în interesul meu. Ce legătură are asta cu mintea? Păi, mintea se depozitează toată această informație. Am spus că ea este depozitul. Și, din păcate, în depozitul ființei mele, intră marfă, fără ca eu să fac controlul. Eu mă trezesc cu marfa în depozit și o car cu mine. Dar eu nu i-am făcut recepția. Eu nu știu ce au depozitat acolo. Nu? Și îmi umple depozitul și altceva nu mai pot să pun. Pentru că dacă mă uit, spre exemplu, multe ore pe rețelele de socializare sau consum informații de diverse feluri, seara când vin în casă și vreau să fac și eu un depozit niște lucruri, să mai citesc și eu o pagină din literatura duhovnicească, nu mai intră. Nu mai intră pentru că depozitul e plin. Alții au băgat suficient de mult acolo. Dacă ne-am oprit aici, ar fi încă bine, dar mai e ceva mai grav decât asta. Mintea nu este, și acesta e la al doilea punct, mintea nu este doar depozitul unde noi acumulăm, selectând sau nu, aceste experiențe de peste zi. Mintea este locul din care eu mă hrănesc continuu după ce am încărcat depozitul. Asta e și mai rău. Că dacă le-aș depozita acolo și le-aș lăsa să se strice și aș uita de ele, bine ar fi. Că de cenzurat nu le-am cenzurat, de selectat nu le-am selectat, măcar să nu mă mai împiedic de ele. Dar nu se întâmplă asta. După ce le-am băgat în minte, încet, încet, încep să mă hrănesc cu ele. Adică mă toxific a doua oară, a treia oară, a patra oară, stând cu ele pe mâini. Că noi nu avem un control mental, noi ne trezim brusc, că ne gândim la lucruri pe care le-am văzut fără ca acestea să aibă vreo reprezentativitate pentru noi. Spuneam de faptul că avem numai 10% din timp la un nivel de conștientizare și că în rest, prin mintea noastră, trec tot felul de lucruri. Și Sfinții Părinți au observat asta. Și dacă aceste lucruri sunt capete de gând, de informații, scene din filme, replici, explozii, prăbușiri, siluete de mașini, cascadorii, accidente, la ce ne folosesc toate acestea? Niciodată în istorie oamenii nu au fost atât de mult expuși la conținut străin, content de departe, de peste tot, care să intre în mintea noastră. Gândiți-vă că strămoșii noștri, bunicii,
ca să ajungă să ia contact cu o realitate, trebuiau să pășească și să meargă ca să o vadă. Trebuiau să meargă în centrul satului ca să vadă un pom de Crăciun, de exemplu. Dacă acum 40-50 de ani cineva aprindea două becuri acolo. Noi stăm pe scaun și în mintea noastră se pasă experiențe care s-au întâmplat în Paraguay, în Patagonia, în India, lucruri pe care nu le putem vedea cu pasul. Asta înseamnă ce? Că se dă genetica peste cap. De ce? Noi suntem, avem un design de captare a informației pe măsura posibilităților noastre de mișcare. Așa s-a întâmplat tot timpul. Ca să cunoști, trebuie să mergi. Trebuie să te duci, să te deplasezi, să te întâlnești cu cineva, să stai de vorbă. Nu poți să mergi 50.000 de kilometri pe zi ca să vezi atât de multe lucruri. Captam mai puțin informații. Și de ce e bine să captezi mai puțin? O să vedem imediat la punctul 3. Acum nu mai facem așa. Acum stăm și vin informațiile la noi. Și ce spun specialiștii despre această informație? Se cheamă data smog. Adică este complet destructurată, nu e selectată pentru mine, deloc. Și eu trebuie să fac niște eforturi foarte mari ca dintr-o serie de informații, 10, 15, 20, să extrag una care cu adevărat îmi folosește la ceva. Unde mai punem că există și o patologie a informației, o sete a persoanelor de a consuma informații, considerând că totul este relevant. De fapt, foarte puțin este de lucru. Apropo de Sfinții Părinți care s-au mântuit cu puține informații. Unii aveau o singură informație. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Punct. Atât. Și s-au mântuit cu puține informații. Noi avem foarte multe și neselectate. Și ne hrănim din ea. Că dacă doar am depozitat-o, ar fi în regulă. Dar noi nu depozităm, noi ne hrănim dintr-un sac. De fiecare dată când ne hrănim, ea de fapt ne împiedică sau ne toxifică din nou. Al treilea lucru foarte important de aici, care decurge cumva de aici, este că și cercetările recente, și experiența filocalică a scos în evidență unde este punctul nevralgic în toată această arhitectură? Și ne ajută foarte mult un citat din Petru Damaschinu, care este o propoziție și care spune tot ce am spus eu până acum și arată unde este gravitatea problemei. Mintea, spune Petru Damaschinu, se preface după forma fiecărui lucru pe care îl primește. Mintea se preface după forma fiecărui lucru pe care îl primește. Și se colorează după chipul lucrului cunoscut de ea. Mintea se preface după forma fiecărui lucru pe care îl primește și se colorează după chipul lucrului cunoscut de ea. Citesc ceva și acel conținut devine mintea mea. Mintea mea îmi influențează emoțiile mele, starea mea de spirit, dispoziția mea și ajunge încet, încet să devină parte din a fi. Ce citesc, ce cunosc, ce pun în mintea mea, devine parte din a fi. Ajunge să balanceze foarte mult ființa și viața mea după felul în care eu privesc. Deci, ar fi așa, spunem ce citești, dacă citești, spunem la ce te uiți. Dacă te uiți, spunem către ce te împinge curiozitatea să privești, care e pofta ochilor tăi. Ca să spun ce viața ai. Pentru că ce privești, forma acelor lucruri se întipăresc în minte, coloratura lor se întipărește în minte și încet, încet eu rămân cu urmele a ceea ce am cunoscut. Și ce s-a întâmplat? Mi-a schimbat perspectiva despre lucruri. Ce s-a întipărit în mintea mea, mi-a schimbat perspectiva. De exemplu, mă uit la lucruri scumpe, mașini scumpe, apartamente scumpe, reședințe luxoase. Există astăzi foarte multe fotografii care prezintă astfel de conținuturi.
Pe măsură ce mă uit, forma acestor lucruri se tipărește în mintea mea, coloratura lor se tipărește în mintea mea și după aceea eu nu mă mai uit. Dar am rămas întipărit cu asta. Să zicem că am uitat tot ce am văzut, dar am rămas cu dispoziția de a aprecia luxul. Cu asta comas. Și atunci când mă uit la un obiect obișnuit, îl judec din perspectiva a ceea ce am văzut, pentru că am rămas cu perspectiva. Când privim televizorul, de exemplu, televizorul ne arată nu perspectiva noastră asupra realității, ne arată perspectiva cameramanului asupra realității. Cameramanul care înregistrează și difuzează o emisiune de televiziune este profesorul meu de privire. El mă învață să privesc. Eu nu privesc cum vreau, eu privesc cum îmi oferă el imaginea. Sunt spectacole de televiziune unde apar tot felul de oameni pe scenă și sunt filmați într-un anumit fel. Trupul feminin este într-un anumit fel filmat. Copiii care se uită la televizor învață să privească corpul feminin după cum realizatorii de emisiuni filmează. Iar ei filmează așa, pentru că asta crește audiența. Și toată lumea care se uită, uneori 2 milioane de telespectatori, 3 milioane de telespectatori la show-urile de televiziune care sunt live. Toată lumea învață să privească un lucru după cum dictează cameramanul și regizorul. Și după aceea ce se întâmplă? După aceea nu mai vedem emisiunea, iar copilul, când se va întâlni cu un om, el se uită la persoană cum filma cameramanul. De doar cameramanul a învățat să privească. Și regizorul din cască îi spune cameramanului mai sus, mai jos, ia detalii, sau prosplan, cum se zice. Nu? Pentru că regizorul știe cum să atragă privirea. Vedeți? Și noi luăm această imagine și o punem acolo și ea ne colorează mintea și după aceea ne întrebăm de ce adolescenții noștri sau tinerii noștri sunt atât de conectați cu cultura occidentală sau cu un anumit mod de a vedea lucrurile. Profesorul de gândire este telefonul mobil. Sunt rețelele de socializare pe unde călătoresc aceste imagini. Nu? Și vezi fotografii cu cineva care se fotografiază pe un cont și încep și ei să facă fotografii asemănătoare. Nici nu-și dau seama că imită pe cineva. Pentru că majoritatea influenților sunt neconștientizate. Noi avem, din păcate, dar și din fericire, care are și o parte bună asta, un mod de a învăța implicit. Noi nu învățăm ce învățăm doar conștient. Noi învățăm în mare parte implicit. Adică, din ceea ce se repetă constant în jurul nostru, noi am învățat deja, fără să conștientizăm că am învățat, fără să fie o învățare declarativă, de tipul, eu îmi propun să învăț. Nu-și propune nimeni să învețe totul. Dar dacă o anumită realitate se repetă în preajma lui, el o învață. Automat. Și atunci privesc telefonul astăzi, mâine, poimâine. Ce văd? Imagini. Cum? De lux. O anumită vestimentație, un anumit look, o anumită variantă de perspectivă când face cineva selfie, poză. Și mă uit și mă uit și mă uit și după aceea vreau să fac eu o fotografie. Eu nu mă uit să văd cum au făcut alții. Eu mi-aleg deja perspectiva care seamănă cu ce am văzut. Dar nu mi-amintesc momentul în care am învățat asta. Pentru că învățarea se face implicit. Exact așa cum copiii mici învață limba fără gramatică. Ei doar aud limba și iarăși o aud și iarăși o aud și ei învață fără să le spună cineva cum trebuie să vorbească. Pentru că se repetă foarte des gramatica și muzica. Și ei au învățat-o. Implicit au învățat-o. Cea mai mare parte din viață în copilărie sau în adolescență, noi învățăm implicit, noi nu învățăm conștient. Și cel mai mare furnizor de învățare implicită este cultura de consum. Da. Al patrulea punct care este... acesta a fost punctul 2, da? Am vorbit la punctul 2. De ce este important ca mintea noastră să fie luată în atenție?
Acum suntem convinși, poate, că este un vector foarte important și că noi, consumând cultură, citind, urmărind rețele de socializare, noi, de fapt, îi dăm minții noastre o anumită formă. Și asta se întâmplă fără ca noi să conștientizăm lucrurile acestea. Și încet, încet, ajungem să gândim într-un anumit fel, fără să ne amintim când ne-am format stilul acesta de gândire. El s-a depozitat în noi ca aluviunile. M-am tot uitat, am ascultat un podcast, nu? Unde cineva contesta valorile creștine, critica pe nu știu cine, mai critica. Încet, încet, Duhul, Spiritul acela, l-am deprins și eu. Sunt astăzi persoane care au podcasturi, care au sute de mii de urmăritori, zeci de mii de urmăritori. Forța lor didactică este enormă. În raport cu un profesor care are 30-40 de ani de experiență. Pentru că el vorbește și ceea ce spune el 15 minute, jumătate de oră, o oră, ajunge la 100 de mii de oameni în puține ore. El are 100 de mii de cursanți. Nu? Și atunci, cât e de important să reglementăm activitatea minții, pentru că această activitate a conținuturilor culturale, cred că sunteți de acord că noi nu putem reglementa. Noi nu putem reduce producția de filme cinematografice, să reducem postările pe rețelele de socializare. Noi asta nu putem face. Că ce putem face este să filtrăm aici, la nivelul minții. Există o cercetare care spune, apropo de volumul acesta imens al activității noastre cerebrale, că un om are între 60 și 80 de mii de gânduri într-o zi. Mintea continuu produce gânduri. De asta 25% din energia corpului este cheltuită de creier, care are doar 5% din masa corporală. Cea mai multă energie creierul o consumă. Și când ne întrebăm de ce consumă atât de multă energie, păi dacă merge continuu, dacă are 80.000 de gânduri pe zi, și asta la oameni obișnuiți, că sunt oameni care gândesc foarte repede, la ei activitatea gândirii este și mai productivă. Ce se alege de pe urma 80.000 de gânduri? Aproape nimic, pentru că majoritatea gândurilor sunt difuze, sunt împrăștiate, sunt capete, nici măcar nu au logică. Că asta înseamnă activitatea minții nesupravegheată. Cea mai mare descoperire pe care a făcut-o medicina în ultimii 100 de ani, de fapt în ultimii 1000 de ani, este că mintea noastră produce schimbări la nivelul biologiei. Creierul nostru se schimbă la orice vârstă. Sunt două fenomene aici care reprezintă, de fapt, cea mai bună veste pe care a dat-o medicina în ultimul secol, dar și în ultima mie de ani. Și care este în perfect acord cu spiritualitatea creștină. Și anume că creierul oricărei persoane se îmbunătățește în fiecare zi cu un potențial enorm de transformare, dacă omul alocă toată atenția lui, toată mintea lui, acele transformări. Aici este materialul performant de care ziceam. Că antrenorul, când îi spune sportivului să se antreneze, îi spune toată atenția la mine. Acum e foarte important să te concentrezi. Performanța înseamnă concentrare, adică toate resursele cognitive și emoționale să se concentreze focus pe ceea ce vrei să faci. Dacă noi am face asta în privința vieții spirituale, a faptelor bune, a rugăciunii, a cunoașterii de sine, a pocăinței, noi am putea să ne schimbăm la orice vârstă. Așa e făcut omul. Dumnezeu l-a făcut așa. De asta, tâlharul de pe cruce, cu ajutorul lui Dumnezeu, evident, și cu sforțarea aceasta interioară, a produs o modificare fundamentală. Această posibilitate de schimbare este dovedită astăzi, experimental. Sunt două procese enorme, valoroase, neuroplasticitatea și neurogeneza, descoperite începând cu anii 60, pe baze experimentale care arată două lucruri extraordinare, neuroni care au sprijinit rețele pentru păcat
pot să ajungă să sprijine rețele pentru virtute. Important este ca eu să practic și să schimb această structură. De ce făceam rău, să încep să fac bine. Nu? Și a doua, în capul nostru, în fiecare zi, se nasc câteva mii de neuroni. Și dacă nu sunt folosiți, mor foarte repede. Dar ei pot să intre în rețea și să sprijine activitatea cognitivă, emoțională, cu condiția ca noi să focalizăm atenția și să ne dorim cu ardoare să realizăm ceva. Imediat cum avem această stare de montare interioară, biologia noastră imediat se adaptează și răspunde acestei cerințe. Dacă suntem în zona de pilot automat, nu ne concentrăm, nu îngrijim cu drag pe cineva, nu avem experiențe de uimire, nu medităm, nu ne rugăm, nu suntem curioși, nu dorim să înțelegem mai profund niște lucruri, nu ne sforțăm cognitiv și emoțional pentru ceva, toți neuronii care se nasc, mor. Și în plus mai mor și alții, vreo 10.000, care mor oricum în fiecare zi. Deci biologia este adaptată pentru acest progres. Problema este ce facem cu această biologie, că ea ne pune la dispoziție înnoirea minții. Da? Dacă noi nu facem efortul, asta nu se depune nicăieri. Și de asta este important să facem ceva cu mintea. Și acum, ultimul punct. Să cad pe gânduri sau să mă războiesc cu ele? Dacă sunt gânduri bune, stăm acolo, în ele, ca să facă pui. Și dacă nu sunt bune, trebuie să-mi schimb mintea repede, pentru că dacă le las, ele pregătesc rețele, se întrupează prin carne și va fi foarte greu să le scoatem după aceea. Fericit Augustin a spus asta. Dacă un om nu este duhovnicesc până și în trupul său, va fi trupesc până și în cugetul său. Ori coboară mintea în trup și face ordine, ori dacă nu invadează trupul mintea și pune el lege peste ea. Și atunci gândurile rele trebuie scoase de acolo. Dar dacă sunt gânduri bune, bine ar fi să cadă acolo și să rămân în ele. Contemplând lumea, uimindu-mă de ea, dând slavă lui Dumnezeu pentru lucrurile frumoase din jur, tot ceea ce este bun și stă în mintea mea, e bine să fie repetat și adus din nou în discuție. Este o hrană sănătoasă. Dacă este o hrană rea, ar trebui să o mutăm de acolo, să o dăm afară din minte, să schimbăm gândurile bune în locul gândurilor rele, să le punem pe cele bune în locul celor rele și în felul acesta reușim să facem ceva. Mi-este ușor să-mi evaluez viața spirituală dacă mă uit la aceste gânduri. Ce-mi vine mie cel mai des în minte? La ce mă gândesc eu când nu am ce să fac? Aceasta se numește mod de funcționare cerebrală implicit. Ce face mintea când nu are nicio sarcină? La ce mă gândesc? Dacă mă gândesc la lucruri frumoase și duhovnicești, înseamnă că starea mea sufletească este bună. Dacă mă gândesc la lucruri din lumea aceasta, sunt îngrijorat, sunt bănuitor, judec pe alții, sau mă gândesc la lucruri care sunt rele, sunt păcătoase, asta înseamnă că termometrul meu interior îmi indică ce stare duhovnicească. Mă uit la gânduri și îmi dau seama cine sunt și ce am reușit eu să realizez în ordinea vieții spirituale. Și mă pot uita și îmi dau seama, de exemplu, că aștept să se întâlnească Naționala de Fotbal a României, să vedem meciul, poate mă duc la București, aș vrea să văd un nou episod din filmul care a început, mi se pare foarte interesant. Aș vrea să merg la mall să văd dacă nu cumva pantofii aceia sunt cu reducere acum, pentru că tare frumoși erau. Noi avem tot felul de gânduri. Astea sunt gândurile noastre. Astea sunt gândurile, de fapt. Și știți că Părintele Cleopa spune că sunt gânduri lumești, sunt gânduri de la cel rău, sunt gânduri de la Dumnezeu. Multe lucruri sunt lumești. Dacă ele sunt lumești, lumești sunt și eu. Nu? Dar și ce e rău în asta? Păi, dacă m-aș gândi la bunătate, la
blândețe, la liniște, la bunătatea lui Dumnezeu. Asta m-ar ajuta, știți de ce? Că pune o presiune pe mine să fiu mai bun cu copiii mei acasă. Îmi dau seama că Dumnezeu m-a iertat de toate păcatele mele și că trăim într-un univers în care bunătatea lui Dumnezeu este absolut copleșitoare. Eu ce fac ca răspuns? Că am priceput aceste daruri care se revarsă despre Dumnezeu către noi prin toți oamenii. Bun. Este imensă bunătatea lui Dumnezeu pentru mine. Eu ce fac? Asta este de câștigat de pe urma unui gând duhovnicesc spre deosebire de pantofi. Că pantofii, mă gândesc la ei, aș vrea să văd dacă sunt cu reducere și gândul ăsta nu mă împinge să fiu mai bun cu ceilalți. De asta e important să vedem la ce gândim. Da? Bine. Și ne apropiem de final. Deci ține minte acest lucru. Cu cât gândesc mai mult un anumit lucru, cu cât gândesc mai mult, cu atât mă scufund mai adânc într-un mod de a fi. După felul în care gândesc, eu încep să fiu. Gândul tractează viața după dânsul. Și câte vreme nu am grijă de gândurile mele, alții îmi mișcă gândurile, asta înseamnă că alții îmi tractează viața. Că dacă viața merge ca remorca după gând, cu un gând repetat, înseamnă că te pregătești pentru faptă. Pe măsură ce tot gândești, tu îți amenajezi dispoziții, îți pregătești emoții și încet, încet te pregătești să faci. Ce gândești des, ești pregătit să faci. De asta gândul trage după el viața. Am nevoie să am grijă de gândurile mele ca să nu tracteze alții viața. Nu? Ține minte acest lucru. Și ultimul lucru care este important, ce pot face? Ce ne spun autorii de filocalie și ce ne spun specialiștii din zona aceasta a științelor creierului astăzi în legătură cu tot ce am spus? Păi sunt câteva lucruri pe care le putem face. Am spus că gândurile noastre sunt locul unde depozităm experiențele noastre. Vreau gânduri bune? Trebuie să caut experiențe valoroase. Asta e primul lucru pe care îl putem face. Este formidabil ce fac experiențele din noi. Este ceva incredibil. Dă-i unui om experiențe bune și o să-l vezi că e alt om, de fapt. Noi judecăm pe cineva care e rău. Judecăm pe cineva care are inimă bună. Nu e milostiv. Nu vine la biserică. Nu e credincios. Noi judecăm pe oameni. Dar noi nu știm ce experiențe au avut acești oameni când erau copii mici. Sau când erau adolescenți, sau când erau ceva mai mari. Pentru că experiența i-a făcut. Experiența este un livrator de gândire și de filozofie de viață. Și eu greșesc când îl judec pe el, că nu știu toată experiența. Nu? Și atunci n-ar trebui să-l judec așa. Ca să pot să mă eliberez de gândurile rele, trebuie să mă îndepărtez de experiențele care sunt rele. Și să mă livrez experiențelor bune. Sunt autori care vorbesc despre cum anume înflorește un om dacă îi dai experiențe bune. Sunt oameni care au o capacitate extraordinară. E ca un copac care este uscat cu totul. Și dacă torni o singură cană cu apă, el nu numai că înverzește, el înflorește și scoate și rod într-un fel de explozie. Avea nevoie de foarte puțin ca să ajungă acolo. Și sunt oameni care nu au această cană cu apă. Și nouă nu ne doare inima, pe noi nu ne doare inima, nouă nu ne plânge inima că acela nu a avut cană cu apă. Noi începem să-l judecăm. El e rău, că uite ce face. Și nu-mi dau seama că s-ar putea ca îmbrățișarea mea să fie, de fapt, declanșatorul pentru el. Iertarea mea să fie exact gestul care îl declanșează pe el să facă binele și să schimbe viața. Eu la asta nu mă gândesc. Eu îl iau în colimator și îl fac praf pentru că faptele lui prezente arată acest lucru. Experiența este foarte importantă. Și cea mai mare parte dintre noi am fi alți oameni la alte cote duhovnicești dacă noi am căutat experiențe de calitate.
Cel mai important lucru pentru adolescenți este să se plaseze într-un anturaj care este de calitate. Ia-ți 5 prieteni care citesc cărți bune și o să vezi că nu poți să nu citești. E imposibil să nu citești. Nu o să ai despre ce vorbim. Ia-ți 5 prieteni care se roagă și o să vezi că nu poți să nu te rogi. Plasează-te în vecinătatea unei influențe. Jonah Berger, un specialist în influența inconștientă, în științele influenței, științele influenței sunt marketingul. A scris o carte, Influența invizibilă. Și concluzia cărții este nu putem să ne sustragem influenței. Nimeni în lumea aceasta nu se poate extrage cu totul influenței. Decât dacă s-ar duce undeva în munți, dar deja este influențat. Că dacă a trăit 15 ani în lume, are deja influențele ei. Dar a zis, asta nu este rău că nu ne putem sustrage influențelor și că toți suntem influențabili. Asta nu e rău. Putem folosi asta, zice el, în avantajul nostru. Să ne plasăm în vecinătatea unei influențe bune și să lăsăm garda jos ca să ne influențeze. Nu? Și atunci folosim influența și vulnerabilitatea noastră în câștig, nu în pierdere. Nu? Deci experiențele valoroase, care înseamnă, de fapt, pelerinaje, rugăciune, prieteni de calitate. Da? Știți spusa aceea pe care a zis-o un speaker american. Eu, în general, nu citesc din speaker, citesc din specialiști și din Sfinții Părinți. Dar asta mi-a plăcut. Orice om este suma celor 5 oameni cu care se întâlnește, media celor 5 oameni cu care se întâlnește cel mai des. Pe noi ne fac aceste întâlniri. Da. Bun. A doua, care este foarte importantă, lectura. Pentru că dacă n-am experiențe de calitate, că nu mi le pot produce în orice moment, că am program și nu pot să-mi bombardez mintea cu experiențe de calitate, ca ea să se încarce cu lucruri pozitive de pe urma lor, pot să fac ceva. Pot să aduc experiența mai aproape citind. Îmi fac o listă de lectură, dascălii minții mele. Literatură duhovnicească care prezintă perspective despre univers, perspective despre om, perspective despre faptele lui Hristos, înțelesuri despre Sfânta Scriptură și îmi bombardez mintea sistematic cu astfel de lecturi. Citesc despre importanța blândeței, despre importanța atașamentului în educația copiilor, despre cât e de important să apreciezi copilul ca profesor sau ca elev sau ca bunic, cât e de important să-l încurajezi, care e altceva decât să-l apreciezi. Și citind despre asta și bombardându-mi mintea, eu încep să-mi dau seama că nu pot să mai trăiesc sub presiunea acestor evidențe fără să fac ceva. Și citesc lucrări despre oameni care au dus-o foarte greu în închisorile comuniste, de exemplu. Și care acolo fiind s-au culturalizat și s-au sfințit viața în niște condiții incredibil de rele, fără să se învăicărească. Și atunci eu, citind iar și iar despre exemplele acestea, ele mă aspresc pe mine, pentru că schimbă mintea toate acestea. Și mă încarc cu astfel de conținuturi care sunt mult mai folositoare decât serialele de televiziune, informațiile din Pakistan, incendiile din Australia și toate celelalte care nu mă ajută în rolurile mele deloc. Avem o cultură universală, globalistă, făcută din frânturi care nu sprijină niciun comportament și nu hrănesc nicio convingere. Știm multe despre toate și facem aproape nimic la sfârșitul acestei experiențe. A treia chestiune foarte importantă este experiența rugăciunii. Adică vreau să îmi curăț gândurile, trebuie să mă protejez de aceste informații care mă deconcentrează și trebuie să mă unesc cu experiența rugăciunii. Numai că atenție, la unii autori filocalici, rugăciunea depinde strict de atenție. Filotei Sinaitul spune cuvânt cu cuvânt asta.
Atenția premerge rugăciune mai mult ca orice. Adică nimic nu stă mai bine înainte de rugăciune decât experiența atenției. Nici foamea, nici setea, nici nesomnul nu precedează mai fericit rugăciunea decât atenția. Adică exersează-ți atenția, fii focus, obișnuiește-te să fii concentrat și asta te va ajuta foarte mult să te rogi. Dar povară pentru atenție stă tot ce am spus până acum. Fluxurile de informații și pietrele care sunt încărcate în minte, ele sunt povară pentru atenție, pentru că atunci când vreau să mă rog, ele mă îngreunează. Imaginele pe care le-am văzut se așează în centrul atenției mele fără ca eu să vreau. Pentru că mintea nu este în controlul meu absolut. Când va fi în controlul absolut? Când o să încep să dau experiențele la o parte, să citesc foarte multă literatură și să mă rog, supraveghind această mișcare a minții. Și încă două instrumente foarte importante, a aduce atenția în locul ei atunci când sare. Asta este un exercițiu extraordinar de îmbunătățire a atenției, care mă ajută să-mi țin mintea într-o mișcare folositoare pentru mine. Citesc ceva, să spunem o rugăciune, și atenția îmi sare, o aduc înapoi. Citesc ceva duhovnicesc sau un tratat, un manual, și atenția îmi sare, o aduc înapoi. Stau de vorbă cu cineva și atenția îmi sare, o aduc înapoi. Și de fiecare dată când sare, o aduc înapoi. Și al doilea lucru care ajută foarte mult aici este să sărăcesc mediul meu experiențial. Să nu mai citesc atât de mult. Să nu mai caut atât de multe informații. Să ajung la ceea ce se numește substimulare senzorială și diminuarea cantității de informații. Pentru că în felul acesta sunt mai liniștit. Și atenția mea nu se împrăște pe atât de multe lucruri ca să fie fragmentată și slabă, ci este focalizată, se adună toată ca într-un fel de nucleu și este ca o rază lasă penetrantă, mai puternică decât dacă este difuză. Și mai e ceva, și cu asta închei, ceva ce lipsește astăzi foarte mult din experiența adolescenților sau a studenților care învață din experiența noastră, repriza de pauză a minții. Noi nu avem pauză pentru minte. E pauza aceea când mintea nu se mai roagă și zburdă în înțelesul duhovnicești, cum spune Sfântul Isaac Sirul. Adică să se bucure de locul unde a ajuns, ca într-un luminiș. Rugăciunea ne urcă, ne urcă, ne urcă, ne urcă. Și la un moment dat gâfâim, că nu ne putem ruga continuu. Și pauza ar fi ca și cum am poposit într-un luminiș și ne-am bucurat de ascensiune, uitându-ne în jos cât am mers și uitându-ne în sus să vedem cât mai avem de mers. Aceste momente se numesc stări difuze și ele sunt extrem de folositoare, ne spun cercetările, pentru că în momentele de pauză se fixează tot ce am achiziționat de-a lungul acestei experiențe. Dacă avem pauze, fixăm în noi experiența mai bine decât dacă nu avem pauze. Indiferent despre ce experiență este vorba. De exemplu, în cazul acesta, ar merita ca după liturghie să avem un stand-by în care să reflectăm un pic, fără să facem ceva, fără să vorbim cu cineva, să stăm câteva minute în tăcere ca să ne bucurăm de el, ca să capitalizăm experiența liturghiei, ca ea să se depoziteze pe termen lung. Cu cât ofer mai multe reprize de atenție difuză, adică fără obiect, cu atâta se întipărește mai adânc în mine acea experiență. Așa ar trebui cinstită o experiență valoroasă. Am mers în Țara Sfântă, de exemplu, am venit acasă. Și dacă am venit într-un weekend, o zi nu ies din casă. Stau să mă gândesc la tot ce mi s-a întâmplat. Ieri am avut majoratul copilului meu. Stau să mă gândesc
au trecut 18 ani. Ce i-am dat, ce nu i-am dat, ce am reușit, ce nu am reușit. Las gândul meu să zborde sub puterea acestei experiențe. Am terminat un examen. Urmează să fac un pas mai mare. Trebuie să iau o decizie. Ar trebui să luăm o pauză. Această atenție difuză este aceea care metabolizează și capitalizează toată experiența. Astăzi, adolescenții nu mai au pauză. Imediat cum au pauză, iau telefonul în mâini. Nu se capitalizează nimic, nu rămâne nimic. Cum ai un timp mort, fugim de timpii morți. Această repriză difuză este fundamentală în fixarea cunoștințelor. De asta cea mai bună variantă pentru studenți când învață este ca în pauză să nu facă nimic care ține de informații și de prelucrare senzorială. Trebuie să închidă ochii, să se roage, să se plimbe, dar să nu deschidă nici radio, nici televizorul, nici WhatsApp-ul, nimic. Să fie departe de orice informație, ca să-i ofere posibilitatea minții să întipărească pe termen lung ceea ce a fixat pe termen scurt. Și după orice experiență, după orice lectură duhovnicească, după rugăciune, să stăm un pic, să reflectăm. Isaac Sirul spune atât de mult în privința aceasta, ajungând să zică că dacă citirea psalmilor, adică rugăciunea personală, este lungă și nu-ți mai dă voie să meditezi, lasă rugăciunea și fă-ți meditația. Să nu treacă nici o zi și nici o noapte fără să meditezi. Atât e de importantă meditația. El a intuit faptul că după ce te rogi, ca să întipărești în tine ce ți-a dat rugăciunea, îți trebuie o pauză. Să nu treci de la rugăciune imediat la lucrul pe care trebuie să-l faci. A simțit asta. Are nevoie sufletul de un răgaz ca să metabolizeze. Astăzi științele vorbesc despre asta. Și ni se recomandă după fiecare experiență importantă, după fiecare moment decisiv, să facem o pauză. Să nu mai venim cu alt moment, pentru că îl scoatem pe acesta din joc. El nu mai are timp să se metabolizeze. Dacă vin după o experiență, cu altă experiență, o scot din joc. Eu nu le pot metaboliza pe amândouă, fiecare trebuie să aibă amprenta ei. Ori societatea este una înfometată de experiențe, încă una și încă una și încă una. Și nu-mi dă voie să le lucrez și să capitalizez toate aceste experiențe. De asta se întâmplă foarte mult, foarte adesea, dar foarte adesea se întâmplă astăzi că avem oameni care au experiențe formidabile. Au văzut lucruri extraordinare și formidabilul vieții lor nu se vede în ei. În trecut, bunicii noștri aveau 150 de kilometri în jurul casei făcuți. Și pentru ei asta era capitalul de experiență. Și au ajuns la un nivel de înțelepciune extraordinar. Mergând numai 150 de kilometri la distanță de casă. Când veneau de la un drum de acesta, acumulaseră deja foarte multe observații. Astăzi sunt oameni care au fost de 2 ori în India, de 3 ori în Pakistan, de 5 ori au văzut Nepalul. Și viața lor nu s-a schimbat, fundamental. Pentru că, de fapt, nu metabolizează aceasta. Pentru că sunt în continuă stimulare. Deci, dacă vrem să facem curat în gânduri, ar trebui să facem și acest pas în spate, față de experiențe, să nu vină peste noi prea multe experiențe, să curățăm experiența, să ne dăruim experiențe curate, bune, să medităm la textele bune pe care le citim și să ne rugăm. Și în felul acesta, în mintea noastră, nu se mai varsă pietre și încet, încet ajungem să ne folosim de cele 60-80 de mii de gânduri pe zi, punând, să zicem, un sfert din ele să fie în slujba noastră. Ar fi formidabil asta. Mulțumesc! În cetatea Marilor. Vă mulțumim frumos. Urmează sesiunea de întrebări.
Veți găsi bilete pe care puteți pune întrebări la voluntarii noștri prin sală. Și permiteți-mi până atunci să vă adresez eu prima întrebare. Ați subliniat pentru parcursul conferinței cât ne influențează de mult gândurile în viața noastră. Ce părere aveți, Sfinția voastră, despre gândirea pozitivă pe care o promovează psihologia? A fost un curent în psihologie care a vorbit de gândirea pozitivă și au fost autori care au vorbit despre asta, dar e o diferență între ce spune psihologia pozitivă și ce vorbește literatura de popularizare a psihologiei pozitive. Adică au fost autori care au luat psihologia pozitivă și au dus-o în derizoriu, dar aceea nu este psihologie pozitivă. E psihologia pozitivă dusă în derizoriu. Adică au fost autori din zona asta a speakerilor care nu au o formație științifică și care spun spuneți în fiecare zi că ești milionar și o să ajungi milionar. Asta e cumva psihologia pozitivă dusă în derizoriu. Da. Dar asta nu e psihologie pozitivă la modul științific. Psihologia pozitivă e mult, mult mai consistentă și are niște dovezi extraordinare. Există o carte la noi, publicată, Barbara Fredrickson, este una din autoarele care scriu în zona de psihologie pozitivă. Ce este menționat în această carte este cutremurător și este în favoarea spiritualității creștine. În favoare. Convergența cu psihologia pozitivă este extraordinară. Medicina cunoaște ceea ce se numește răspuns transcripțional conservat la adversitate. Sună foarte tehnic. Cine este în zona medicală de imunologie știe la ce mă refer. Răspunsul transcripțional conservat la adversitate înseamnă că organismul nostru este pregătit să răspundă conservat la un pachet de experiențe specifice. Răspuns conservat înseamnă că e un răspuns asupra căruia eu nu pot interveni. E un fel de reacție a organismului. Da? Ce spune acest rezultat? Stephen Covey a fost unul din autorii care l-a descoperit și după aceea Barbara Fredrickson a scris despre asta foarte mult, ea însăși făcând niște cercetări. Ce spune acest răspuns transcripțional la conservat la adversitate? Dacă eu fac o faptă bună, psihologic mă simt foarte bine. Dacă am o plăcere, echipa mea de fotbal preferată bate cu 4-0, psihologic mă simt tot în nota 10. La nivel psihologic nu se face diferența între o plăcere și o faptă bună, care creează o stare de bucurie. Au fost experimente care au pus subiecții în astfel de situații. Să fac o faptă bună sau să trăiască o plăcere preferată. Să mănânce sortimentul de pizza preferat și să bea paharul de bere pe care ei îl iubesc foarte mult. Când au fost întrebați la sfârșit dacă a fost bine, unii au zis au fost bine, ceilalți au spus a fost bine. Amândouă grupuri au spus că experiența a fost de foarte bună calitate. La nivel psihologic, noi nu facem această diferență între plăcere și bucuria de pe urma unei fapte bune. Dar biologia imunității noastre este diferită. Și acesta este răspunsul transcripțional observat la adversitate. Analizând reacția imună a persoanei și nivelul de inflamație din corp, s-a constatat că fapta bună corespunde unui nivel de răspuns imunitar crescut, interferonul, de exemplu, mult mai mare, deci o robustețe a sistemului imun și downshifting, reglare în jos, reducerea inflamației din corp, care este minunat din punct de vedere al imunității. Știți că vârsta înaintată înseamnă creșterea inflamației. Organismul nu mai are un răspuns adaptat, fin, precis pentru problemele de imunitate, ci dă o creștere a inflamației ca să se protejeze în toate privințele, dar asta, de fapt, epuizează răspunsul imun.
Și acele proteine, cum le numim noi, citochine, proinflamatorii, sunt crescute într-un organism care nu are un răspuns bine calibrat în raport cu agenții străini. Fapta bună reglează în jos nivelul de inflamație și în sus imunitatea, plăcerea reglează în sus inflamația și în jos imunitatea. Deci, psihologic, noi nu facem diferența între plăcere și starea de bucurie de pe urma comportamentului virtuos, dar biologia noastră face această diferență. Ori lucrul acesta ține de psihologia pozitivă. Pentru că, și asta este concluzia acestei cercetări, am dat doar un exemplu, psihologia a adus în discuție o distinție pe care o făcea Aristotel între binele hedonic și binele eudaimonic. Binele hedonic este binele, starea de bine care survine de pe urma plăcerii și binele eudaimonic vine de pe urma vieții celei bune. Filozofia făcea diferența dintre astea două. Dar nu știa dacă, la momentul acela, impactul este atât de clar și de diferit la nivel organic. Asta e o descoperire care nouă ne place foarte mult teologilor, pentru că noi spunem că virtuțile sunt sănătoase și păcatele îmbătrânesc. Plăcerea obosește, dacă este peste măsură, îmbătrânește, uzează. Iar fapta bună revigorează organismul. Foarte multe cercetări ulterioare au arătat asta. Când se implică oamenii în activități de voluntariat, sănătatea lor se îmbunătățește. Când oamenii ajută pe alții, sănătatea lor se îmbunătățește. Acel efect al helperului, care a fost descoperit în anii 90. Ajută-i pe oameni și vei vedea că primul care este ajutat de ajutor, ești chiar tu care folosește acest comportament. Și mai mult este ajutat cel care ajută decât cel care este ajutat. Ajutorul se repercutează asupra noastră. Nu? Asta face parte din această familie de rezultate care ne vorbește de o psihologie pozitivă, în cazul acesta o psihologie pozitivă care face distinția între binele hedonic, care vine pe experiența plăcerii, și binele eudaimonic, care vine de pe urma faptelor bune. De societatea cultivă foarte mult binele hedonic astăzi într-o industrie a divertismentului. Sociologii spun că niciodată n-am avut o industrie mai prosperă în materie de divertisment ca astăzi. Iar divertismentul este bine hedonic. Dar nu avem un bine eudaimonic, adică o proliferare a faptelor bune și a activităților de voluntariat. Asta ar fi foarte sănătos pentru organism. Asta e un exemplu care arată că e un clișeu, să spunem, psihologia pozitivă este reală. Formele ei degradate, da. Adică, dar asta nu aparține psihologiei. Ideea că dacă ți repezi că ești milionar, vei reuși. Asta nu e psihologie. Nici un psiholog serios nu a spus așa ceva. S-ar fi compromis instantaneu. Sunt oameni care vor să însuflețească stadioane și atunci au mesaje din acestea care sporesc încrederea, dar nu au efect. Păi, reduce alcoolul, în legătură cu toate aceste întrebări,